Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. De data aceasta ne aflăm pe mapa Auto Heaven Records și să sperăm că vom reuși să facem ceva în meciul acesta. Ok. Deci, dacă vă întrebați de ce nu joc cu Claudette și joc cu Jake, este pentru că m-am decis să fac level și pe Jake pentru că este un caracter mult mai bun. Cel puțin aceasta este părerea mea. Și am lăsat-o pe Claudette puțin acolo. Nu înțeleg unde e healerul. Ok. Așa. Și după cum vedeți, am majoritatea parcurilor la nivel 3. Numai sabătorul am la nivel 1. Ok. Ok, și jucam cu un tip de rank 1. Nu m-am uitat la ceilalți, dar am văzut că tipul acesta are rank 1. Și nu mai e rank 1, are și prestige nivel 3 pe Claudette, însă acum joacă cu Jake, nu am de ce spun. Nu cu Jake, vreau să spun cu Dwight. Și nu orice Dwight, joacă cu Pizza Dwight. E, pentru că vrea să fie un fel de far care să atragă killerii. Nu m-am uitat ce killer este totuși. Cred că este The Wraith. Ok. Hai să facem și... așa, așa aproape. Să facem și generatorul ăsta. Ok. Sper să n-apară killerul fix lângă mine pentru că aș fi speriat rău. Ok. Am un ochi și pe pisică. În orice caz. Ok. Am văzut killer-ul. Am văzut killer-ul. Ok, să vedem unde îl duce. Așa-l ridică. Până atunci sabotez capcana asta. Oare mă aude dacă... O sabotez. Este pe aici, pe undeva. Ok.
Cineva l-a salvat, însă s-a prins el în capcană. Ok, nu vine spre mine. Încă mai tușesc puțin. Și după cum puteți vedea, ciorile acestea au încredere în mine, pentru că am acest perk care îmi dă voie să mă înțeleg cu ele, dacă știți ce zic. Ok. Pus și focul acesta. Porțile sunt așa apropiate unul de alta. Nu mai face nimeni niciun generator. A, uite unul fix aici. Voi încerca să-l fac pe asta. Ok, să prindem numai great skill check-uri, pentru că e bine. Puțin intens, sincer să fiu. Cine era acolo? Ok, cum v-am spus, pizza Dwight aici. Ok, fuga toată lumea. Ok. Sper să reușim să pornim poarta. Nici o pisică activă. Nimic. Fix acum venea. Uite-l. Ok. L-am lăsat să mă pleznească un pic. Și să vedem dacă am reușit. Da, am reușit. Survival, objectives și boldness. Ok, a fost un match foarte intens, fraților. Voi da, după cum ați putut vedea, acolo aveam pe rankul 1. Ei, voi da un upgrade de ce putem lua. După cum puteți vedea, am nivel 26 pe Jake. Cred că voi lua asta. Iar după aceea voi merge să iau chestia asta. Ok. Deci altceva. Asta pentru că este foarte folositoare pe Jake. Și cred că cam atât. Ok, iar eu voi merge să caut lobby-uri și voi pune pauză până voi găsi unul. Ok, fraților, și am revenit. Suntem pe mapa Auto Heaven Records din nou. Și aparent am fost spawnați cu echipirii noștri. Vom lua punctele. Și hai să vedem ce vom putea face. A speriat cioara. Cool.
Nu se pe unde este. Ok. Voi încerca să sabotez cârligul ăsta. Perfect. Ok, bun. Sper să termin înainte de Claudette ca să nu vină killerul, să-mi întrerupă treaba. I-a găsit pe cineva aparent. Ok. Voi merge să o ajut și pe Claudette. Pere Claude toate ciorile. Voi face acest scârleg între timp. Perfect, amice. Ok, nu cred că vine. Și dacă vine, am acolo o daia. Așa, mai am puțin și temi și asta. Ok, voi trece pe generatorul acesta. Între timp. Mai aud pe cineva pe aici, pe undeva. Bun. A, da, și apropo, dacă vă uitați în colț acolo, în stânga, unde arată jucătorii, am dat din nou de același jucător, de rank 1, cu care am jucat și înainte. Și este surprinzător. Ok. Te rog, nu strica generatorul. Ok, perfect. Nu veni după mine, prietene. Ieși, du-te. E acolo, e acolo, e acolo. O să nu mai sperie ciorile? Doamne, nu mai poate face omul ceva liniștit pentru că sperie tipa aia toate ciorile. Eu sper să nu mă vad aici. A dat rage quit. Chiar nimic, nimic, chiar nimic. Ce s-a întâmplat? În fine, fraților, păi vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like în cazul în care v-a plăcut, nu uitați să dați un share pentru că m-ar ajuta enorm de mult. Și nu uitați să dați subscribe în cazul în care doriți să stați la curent cu toate episoadele pe care le voi posta pe acest canal. La revedere!